Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Onești, mega concert Hathaway și inaugurarea piațetei Catedralei de anul nou. Comănești, magie sonoră și atmosferă feerică la spectacolul de Crăciun de la Centrul de Agrement Comănești. Gura Văii, extinderea rețelei de apă pe ultima sută de metri. Într-o explozie de bucurie, locuitorii din Onești sunt invitați să sărbătorească trecerea dintre ani într-un mod spectaculos și memorabil. Evenimentul promite o experiență de neuitat, îmbinând muzica incitantă a lui Hathaway cu un impresionant spectacol de lasere și efecte speciale. Pentru că meritați, este deviza care animă această sărbătoare grandioasă și a fost transmisă chiar de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Astfel, comunitatea va dansa și va celebra odată cu trecerea în noul an. Megaconcertul va aduce în prim plan hituri care au marcat generații, iar pe ritmurile indiscutabile ale melodiei What is Love, Oneștiul va da startul unei petreceri care promite să fie de neuitat. Locul de desfășurare este Piața Catedralei, iar evenimentul marchează nu doar sfârșitul unui an, ci și un nou început pentru comunitatea oneșteană. Inaugurarea piațetei din Onești va fi punctul culminant al serii, aducând o notă de mândrie și entuziasm în inimile tuturor participanților. Capitala distracției se va muta la Onești în noaptea de Revelion, iar invitația este adresată tuturor celor care doresc să trăiască un moment unic într-un cadru festiv. Sloganul Oneștiul merită mai mult răsună ca un îndemn la bucurie și unitate, iar organizatorii ne promit o atmosferă vibrantă și plină de energie. Pe 31 decembrie, Oneștiul se transformă într-un loc al magiei și al sărbătorii, unde locuitorii vor cânta, dansa și se vor distra împreună, pregătindu-se să întâmpine noul an într-un spirit de optimism și entuziasm. Așadar, cu toții sunt invitați să se alăture acestei petreceri de neuitat și să spună un an nou fericit într-un cadru plin de lumină și muzică. Hello and Onești. This is Hathaway. I can't wait to party with you this New Year's Eve, okay? It's going to be a great, great, great time. So you guys, I can't wait. See you soon. Hathaway sing. Happy New Year. Centrul de Agrement din Comănești a fost gazda unui spectacol de colinde care a adus magia sărbătorilor direct în inimile celor prezenți. Evenimentul a fost încununat de prestații muzicale de excepție. Cam de fiecare dată, în luna decembrie, aici la Comănești, avem parte de concerte deosebite. Iată că v-am remarcat printre publicul spectator. Este adevărat, sărbătoarea Crăciunului a ajuns în fiecare suflet, în sufletele tuturor cetățenilor, din toate colțurile, inclusiv la Comănești. Ne bucurăm astăzi de un concert minunat, pentru că de Crăciun este vremea să oferim tuturor ceea ce avem și ceea ce suntem. Cu această ocazie urez tuturor un Crăciun fericit, sărbători luminate și un an nou cu bucurii și multe realizări. Orchestra Filarmonicii din Brașov, sub bagheta talentatului dirijor Dragoș Cohal, a oferit audienței un regal muzical de colinde plin de emoție și de rafinament. Alături de ei, grupul Art Quartet, compus din pianistul Răzvan Bogdănescu și soliștii Robert Bede, Laszlo Bede, Vili Dulă și Alex Șuteu, au adus o notă de diversitate și armonie. Ne pare bine că s-am ajuns și până aici și că suntem prezenți și avem această onoare de a avea așa ceva în orașul nostru. Un public numeros este pentru prima dată când să zicem, avem parte de instrumentiști din Brașov, ca să zicem așa, nu? Da, este o onoare pentru noi că ei sunt prezenți alături de noi, alături de comunitatea noastră locală. Cam rare, să spun așa, evenimentele acestea și pandemia ușor ne-a înstrăinat, așa. Exact. Și cred că ar trebui să fim cu toții recunoscători pentru acest evenimente, atât comunității locale, cât și domnului primar, și sperăm să fie organizate cât mai des astfel de evenimente. Și pentru că suntem în luna decembrie, suntem toți mai buni, mai generoși, mai frumoși, cred. Un mesaj pe care îl transmiteți colegilor, elevilor, de ce nu? Da, având în vedere că sunt director la Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica Comănești, le urez atât colegilor, cât și elevilor multă sănătate în primul rând, spor în toate și
ce să mai zic, sărbători frumoase, liniștite și la mulți ani. Teodora Albu, talentată naistă care s-a născut la Comănești și care s-a alăturat acestui ansamblu, a încântat auditoriul cu sunetele dulci ale instrumentului său, aducând un plus de autenticitate și frumusețe spectacolului. Evenimentul a fost posibil datorită sponsorilor generoși, cărora li se aduc sincere mulțumiri pentru sprijinul acordat. Fără contribuția lor, seara minunată de colinde și muzică nu ar fi fost posibilă. Eu vă spun bine ați venit în orașul Comănești. Ne face o mare cinste și onoare că vă aflați astăzi aici, împreună cu această superbă orchestră pe care cu toții o vom admira și o vom asculta și ne vom delecta în această seară. Vă spun și eu bun venit tuturor celor care sunteți din Comănești și nu numai, și din alte localități. Aș vrea, ca să fiu corect cât pot, să mulțumesc celor care au putut să ne ajute ca să ne aflăm astăzi aici. Și ca să pot să enumăr o parte din ei, pentru că probabil că va scăpa dintre cei care au contribuit, trebuie să încep cu sponsorul care ne-a ajutat să proiectăm această sală. Deci această sală a fost proiectată printr-un sponsor, pentru că la ora aceea n-aveam bani să trecem stradă. Sponsorul se află în rândul 2 acolo, domnul director de la PACO, și datorită bunelor intenții, datorită implicării și datorită a tot ceea ce au făcut de-a lungul timpului, am gândit un proiect, l-am conceput și fără să știm și fără să ne dăm seama, exact când a fost gata proiectul, dar exact în aceeași zi a venit și finanțarea. Publicul captivat de magia Crăciunului a trăit momente pline de bucurie și contemplare într-o atmosferă plină de căldură și armonie. Spectacolul a reprezentat nu doar o experiență muzicală de excepție, ci și un prilej de a duce comunitatea împreună într-un cadru festiv și inedit, întâmpinând cu bucurie sărbătoarea ce se apropie. Un moment neuitat a fost adus de subprefectul județului Bacău, Narce Jitaru, care, având o experiență anterioară într-un cor, a fost invitat să urce pe scenă și să cânte alături de Filarmonica din Brașov. Veniți creștini, solemna oră sună, când Dumnezeu coborât pe pământ, pentru a îndrepta greșeala cea străbună. O seară magnifică în fața unui public numeros din orașul Comănești și nu numai. Este un concert care merge direct la sufletul tuturor celor prezenți aici în pragul sărbătorilor de Crăciun. Ca de fiecare dată, administrația publică locală ne-a obișnuit cu câte un regal așa de colinde. Și cred că anul acesta s-a întrecut, poate și pandemia ne-a învățat să fim mai buni, mai generoși. Da, într-adevăr, pandemia și-a pus amprenta oarecum negativ și pe partea culturală și iată, după ceva timp, putem să arătăm nu numai orașului Comănești, dar județului Bacău, că aici, în orașul acesta, mic, de munte, frumos, se pot întâmpla lucruri deosebite și un concert de această talie este un exemplu de așa da, cum ar trebui să organizeze o administrație locală.
Văd, deși funcția de subprefect este destul de solicitantă și vă umple timpul la maximum, iată că vă faceți timp să veniți cu familia la acest spectacol. Trebuie să fac timp să merg peste tot, nu neapărat ca subprefect, ci ca și persoană, pentru că toate aceste evenimente mă ajută să înțeleg mai bine ce înseamnă Crăciunul, ce înseamnă nașterea Domnului, și e bine să ne încărcăm sufletul cu astfel de evenimente. De altfel, chiar dumneavoastră ați făcut parte dintr-un cor în anii trecuți. Da, am făcut parte, lucrurile s-au mai schimbat între timp. Nu m-am pasiunea pentru cântat a rămas în continuare. Din fericire și în familia mea este o continuitate în acest domeniu și sunt bucuros de acest lucru. Astfel, centrul de agrement din Comănești a fost martorul unei seri magice în care muzica a fost un limbaj universal al bucuriei, iar colindele au creat o punte între trecut și prezent, aducând spiritul Crăciunului în inimile tuturor celor prezenți. Și anul acesta, Liceul Tehnologic Dacia din Onești a îmbinat tradiția cu noul și a organizat un senzațional spectacol sub titlul Datini și obiceiuri la românii de pe Valea Trotușului, ediția a doua. Tinerii elevi ai liceului au concurat la titlul de Miss și Mister, făcând față cu brio probelor pregătite de organizatori. Iată că și de anul acesta Liceul Tehnologic Dacia din Onești păstrează tradițiile, îmbinând, să zicem, ceea ce place generației tinere, un concurs de Miss și Mister, dar și tradițiile noastre strămoșești. Concursul de Miss și Mister a fost organizat de către Consiliul Elevilor alături de domnii și doamnele profesoare. În fiecare an păstrăm această tradiție cu datin și obiceiuri străbune, și liceul nostru în fiecare an organizează aceste evenimente și da. Cât de greu a fost pentru colegii tăi pentru concurs de Miss și Mister și cât timp s-au pregătit? S-au pregătit foarte mult, repetițiile au durat cam o lună și ceva și să sperăm că a fost bine tot ce am pregătit. Am înțeles, tu ești în Consiliul Elevilor, din câte am înțeles. Da, sunt președintele Consiliului Elevilor de la Liceul Tehnologic Dacia Onești. Încerc să le reprezinți interesele, ca să zicem așa. Ceea ce este cu adevărat uimitor, dar și încurajator, este faptul că tinerii se dovedesc adevărați transmițători ai tradițiilor noastre seculare. Din ce zonă e? Asta e județul Bacău. Și obișnuiești să joci ursul, așa? Da. Și la ce vârstă? De la 15 ani. Și nu e greu? La început e destul de greu, dar ne-am obișnuit. Se joacă și la tine în familie? Da, și la mine. Cine? Părinții, frații mai mici. Ai prins și bunicii, poate? Da. Deci o tradiție moștenită din familie. Da. Crezi că generația de astăzi mai este încântată de acest joc al blanei de urs? Cum să nu? Sunt foarte mulți oameni care ne iubesc, ne filmează, ne... Și obișnuiesc să mergi peste tot, așa? Da. Și tu, de unde e? Tot din Asău, județul Bacău. Și la tine se joacă ursul? Da, normal. Aha. Și e tradiție de familie? Da, doar din partea fratelui, atât. Am înțeles. Deci numai tu și fratele jucați ursul? Da. Mai mult o fac din pasiune și din iubire și mai ales că sunt alături de el. Și nu e greu? Ba, e greu, dar cu plăcerea asta pe care o am în mine, sincer vă spun că e mult mai ușor pentru sufletul meu, nu știu. Înțeleg, când atunci auzi, când auzi dobele, imediat rin. Imediat, da, am o energie așa în mine când aud, da. Nu e grea blana, sincer, acum? Sincer, e grea. Câte chile cred că are? Nu știu să vă spun aproximativ, depinde foarte mult și de canaf, depinde foarte mult de cum e ea structurată. Depinde de mărime, de înălțime, cât e de lungă, cât e de... Oricum e o tradiție frumoasă, credeți că merge mai departe tradiția? Da, până la sfârșit. Normal. Un mesaj pentru cei care urmăresc legat de tradiții. Sincer, nu știu ce să vă spun. Să jucați dacă pielea de urs. Admiră și dacă au curajul să încerce, pentru că nu e așa de greu. La început o să fie greu, dar o să se obișnuiască și dacă o să le placă, normal că o să rămână în continuare cu chestia. De la câți ani vă joci? Tot așa, 15-16 ani. Atunci ce să zic, sărbători cu bine și mulți bănuți. Mulțumim la fel. Mulțumim la fel. Ați prezentat un moment frumos cu căișor, cu căprițe. Da, și cu foarte multe emoții. De ce? De ce nu? Cât a funcționat la un moment? Destul de mult. Mult? Mult, da. Cam o lună și mult. Am înțeles. Se mai păstrează tradițiile astăzi? Da. Da, pe punele părți. Din ce zonă ești? Din Onești. Și se păstrează aici tradițiile? Da. Și tu? Și eu, din Bravăi. Se păstrează tradițiile, da? Da. Ce se joacă? Cai, capre. Urși.
Urși, cai, capre, de toate. Și aici? Tot la fel. Tu cu ce mai? Mai mergi cu colindatul? Cu... Da, mascații, urși, caprele, orice. A, da? Da. Și ies bănuț? Ies. Yes, yes. Da. Ok, se mai merită? Da. Da? Da. Generațiile care vin din spate vor mai merge cu caprele, cu urși? Presupun că da, dacă nu, prietena lor. Așa-i? Multă muncă, dar și o inimoasă echipă au lucrat pentru realizarea acestui eveniment. Iată că tradițiile se păstrează și anul acesta. Liceul Tehnologic din Onești se interesează să le promoveze și să le transmită la bobocei. Sigur că da, ne bucurăm că sunteți alături de noi, vă mulțumim. Într-adevăr, anul acesta noi organizăm cea de-a doua ediție a festivalului concurs Datin și obiceiuri de pe Valea Trotușului. Este un eveniment complex care include atât tradiții de Crăciun, cât și un mini-concurs, Miss și Mister, în cadrul căruia elevii trec prin mai multe probe pentru dobândirea acestei titulaturi. Ați reușit să împletiți în mod fericit atât concursul de Miss și Mister, cât și tradițiile, nu? Rădăcinile noastre ale poporului român. Sigur, avem momente de colinde, dansul caprei, jocul ursului, dansuri populare, sorcovă, dar și probă de cultură generală, probă de talente. Toate acestea ambinate pentru a oferi un spectacol atât elevilor, participanți, părinților. Ador parfumul. Sigur. Un mesaj pentru că suntem în luna decembrie, se apropie Crăciunul, se apropie sărbătorile toate de iarnă care sunt. Ce le transmite? Telespectatorilor dumneavoastră, părinților, elevilor, cadrelor didactice, vă transmitem sărbători liniștite, luminate, un an nou mai bun și să fiți alături de noi și la următoarele proiecte, sperăm noi la fel de frumoase. Și anul acesta, biserica cu hramul Maria Magdalena din cartierul Buhoci a fost luată cu asalt de un mare număr de colindători, dar și un mai mare număr de oneșteni veniți la spectacolul de colinde. O seară minunată astăzi la Onești, la biserica Maria Magdalena, un superb concert de colinde, au colindat copiii. Iată că și dumneavoastră ați venit cu un cor minunat de la Iași. Da, mulțumim părintelui Valentin pentru invitația din această seară. Ne bucurăm că, iată, este al treilea an în care putem să răspundem părintelui și aceste invitații, să onorăm cu prezența noastră. Ne bucurăm că prin colind putem vesti nașterea Mântuitorului. Și dacă magii au fost, magii și păstori au fost primii colindători, iată că de 2000 de ani încercăm și noi să aducem un cuvânt, o cântare și mai ales să vestim nașterea Domnului prin glasurile noastre. Ați trecut așa printr-un purpuriu de colinde, dacă pot să zic așa, de la toate stilurile, un concert interesant, o prezentare interesantă. Da, corul nostru, membrii corului sunt pasionați de muzica psaltică, muzica bizantină și încercăm să abordăm acest stil cât putem noi de bine. Este un cor în creștere și atunci încercăm ușor, ușor, așa, de la an la an să ne îmbunătățim și să devenim tot mai buni, nu doar de Crăciun. Sărbători cu bucurie și bucuria care a fost atunci pe pământ, să se reverse și în inimile tuturor celor care ne urmăresc și mai ales sărbători cu liniște și cu bucurii duhovnicești. De la cei mai mici până la cei mai mari ne-au vestit în această seară la Biserica Maria Magdalena nașterea Domnului. Într-adevăr a fost un eveniment deosebit pe care îl așteptăm an de an și sperăm ca să fie o tradiție. Aducem bucurie atât în inimile credincioșilor parohiei noastre, dar prin intermediul dumneavoastră și vă mulțumim de această ocazie și în inimile tuturor celor care sunt oneșteni aici, dar și cei care sunt plecați în afară. Ați reușit să adunați foarte multe coruri cu copii numeroși, ați avut de dat și daruri la final, nu? Că așa e, colinda e plătită? Moșul a trecut pe la fiecare și a fost generos și de anul acesta. Avem în spate sponsori creștini
poate nu atât de potenți financiar, dar cu multă dragoste și cu multă dăruire față de Hristos și față de biserica sa. Am văzut că v-ați pregătit ca stemenic, așa să nu plece niciun copil fără să primească ceva de la moș. Da, ne bucurăm și ne aducem aminte că și noi fiind copii, fiecare gest era o bucurie sufletească și un îndemn de a continua să dăm slavă lui Dumnezeu. Și un mesaj, pentru că suntem în apropierea Crăciunului, luna decembrie, luna în care suntem mai buni, mai generoși. Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să își trimită în continuare binecuvântarea asupra noastră, să ne facă mai înțelegători, mai iertători, mai plini de compasiune față de cei care sunt și au nevoie de ajutorul și sprijinul nostru. Vineri 22 decembrie, locuitorii orașului Comănești au primit o veste minunată care promite să transforme aspectul și calitatea vieții în comunitatea lor. Este vorba de semnarea contractului de execuție lucrări pentru proiectul ambițios intitulat Dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești, județul Bacău. Constructorul desemnat pentru proiect va începe lucrările pe 9 ianuarie 2024, marcând astfel începutul unei noi ere de modernizare și acces facil la resursele energetice. Cu o valoare totală de peste 9 milioane de euro, proiectul nu numai că aduce beneficii semnificative, dar vine și cu o veste excelentă pentru toți beneficiarii. Branșamentele la rețeaua de gaze vor fi asigurate gratuit. Acestea demonstrează angajamentul ferm al autorităților locale pentru a aduce îmbunătățiri esențiale în calitatea vieții comunității. În timp ce constructorul va demara lucrările, echipa administrației publice locale, în frunte cu primarul Viorel Miron, roagă toți beneficiarii să aibă înțelegere față de disconfortul temporar generat de săpături și activitatea de construcție. Disconfortul va sta la baza unei transformări care va aduce beneficii pe termen lung pentru fiecare locuitor al Comăneștiului. Orașul se pregătește să devină o comunitate conectată la resursele energetice într-un mod inteligent și sustenabil. Dezvoltarea rețelei de gaze naturale marchează un pas important înainte și un exemplu concret al progresului care poate fi realizat pentru comunitate. Dedicare și implicarea s-a făcut un primar care nu a rămas indiferent la nevoile comunității. În condițiile în care alții de el se chinuie să tragă apă în comună, primarul Silviu Timnei al comunei Guravăi se află pe ultima sută de metri în ceea ce privește implementarea proiectului de alimentare cu apă a tuturor locuitorilor comune. Rețeaua este pusă în funcțiune, cele 5 sate au alimentare cu apă, o alimentare cu apă modernă, cu control digital asupra pompelor și rezervoarelor, în timp real, pe care le vedem într-o aplicație implementată de către executant. Am avut noroc din mai multe părți, ca să spun așa. Am avut noroc cu un constructor bun și serios, care și-a făcut treaba. În realitate, el a terminat lucrarea într-un an și două luni. Record! Este pus în funcțiune. Merge, s-au făcut toate probele, am testat-o și în timpul avariei de la Onești, care a sistat furnizarea apei, i-am văzut plusurile, minusurile și constructorul a optimizat-o pe banii lui, astfel încât pe viitor să nu fie probleme. Lucrarea este gata, este închisă, este funcțională la parametri optim și maxim, ca să spun așa, permite următoarele investiții în apă, pentru că ea e arpegiu pentru ceea ce am gândit, extinderile următoare, și nu pot să spun decât că aici, în cadrul acestui proiect, pe care, așa cum vă reaminteam, la început fost administrație, dar la început prost rău, l-am îngropat prin 2018, aproape fără șanse de resuscitare. A fost nevoie de multă, multă muncă, multă susținere din partea atât a deputaților și a senatorilor PSD Bacău. A fost nevoie de implicarea Consiliului Județean pentru a ne susține financiar. Nu vreau să trec peste faptul că prin domnul președinte Ivancea, ca inițiator de proiect, ne-am asociat pentru o parte din cheltuielile ineligibile pe care nu le puteam suporta noi. Consiliul Județean a intervenit providențial cu 22 de miliarde lei vechi, din 33 cât aveam de plătit ca neeligibil. Noi în continuare ne judecăm cu constructorul. Instanța își va spune părerea și va decide. Dar oamenii nu au așteptat terminarea procesului ca să-și vadă apa în gospodărie.
Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 28 decembrie. Vremea este neobișnuit de caldă pentru această perioadă. Cerul va fi parțial noros, maxima zilei ajunge până la valori de 11 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 4 grade Celsius. Vineri 29 decembrie. Cerul va fi în cea mai mare parte noros, maxima zilei va înregistra valori de 11, pe alocuri chiar 12 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 2 grade Celsius. Sâmbătă 30 decembrie. Vremea continuă să se mențină caldă pentru această perioadă a anului. Cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la valori de 11, pe alocuri chiar și 12 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 2 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.